Iisus a fost pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. El n-a fost Dumnezeu care și-a însușit doar umanitatea aparentă, pe care să o fi îmbrăcat ca un costum. El a fost un om real, în carne și oase, fiul unui tâmplar. Așa că atunci când le-a zis pescarilor sau vameșilor, urmați-mă, supunerea lor a constituit un act concret, da, fizic, care a constat în faptul că ei au pășit cu picioarele lor pe urmele lui Iisus și au făcut parte din grupul său. Dar Iisus a știut că nu va fi întotdeauna pe pământ, ca să aibă urmași în acest sens fizic. A spus, mă duc la Cel ce m-a trimis, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc, eu, Mângâietorul, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Iisus a fost pe deplin conștient că mișcarea pe care a început-o El va continua și după ce se va întoarce înapoi la Tatăl Său în cer. Acesta a fost planul Său. De aceea, porunca de a-L urma n-a fost relevantă doar pentru zilele Lui fizice pe pământ, ci este în orice vreme. El a făcut clar acest lucru la sfârșitul lucrării sale pământești. El a înviat din morți și era gata să se înalțe la Tatăl. I-a spus lui Petru că va fi martirizat. Petru s-a întrebat dacă el va fi singurul și l-a întrebat pe Iisus ce se va întâmpla cu Ioan, tovarășul său de apostolie. Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Acest lucru are implicații cu privire la urmarea lui Iisus, prin faptul că acesta are loc după ce el a plecat. Până ce Iisus vine iar, el se așteaptă ca ucenicii săi de pe pământ să-l urmeze. Așa că urmarea lui Iisus nu se limitează la umblarea fizică prin Palestina în spatele lui. Iisus îi cere același lucru oricărui om din orice țară și din orice veac. Când Iisus le-a zis lui Petru și Andrei, care erau pescari de meserie, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, el a folosit o imagine sugestivă pentru ei, pentru ceva care se aplică tuturor celor ce urmează pe Iisus. Porunca de a-L urma pe Iisus se referă la faptul că fiecare ar trebui să-i se alăture în ceea ce a venit El să facă. Și El ne spune în mod repetat care era acest lucru. În Evanghelia după Marcu spune, Fiul omului a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut în Evanghelia după Luca. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. În Evanghelia după Ioan spune, ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Pe scurt, deci El a venit să moară pentru neamul lui Israel. Și nu numai pentru neamul acesta, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. El a venit să-și strângă un popor, mai precis, să strângă un popor loial față de El și pentru gloria Tatălui Său, murind pentru a-i mântui din păcatele lor și dându-le viață veșnică și porunca unei noi iubiri. De aceea, atunci când El ne pretinde să-L urmăm, El vrea să spună prin aceasta să ne alăturăm Lui în această sarcină de strângere. Cine nu adună cu mine, risipește, spune Domnul Iisus. Nu există ucenici neutri. Noi ori strângem, ori risipim. A-L urma pe Iisus înseamnă a continua lucrarea pe care a venit să o facă, aceea de a strânge un popor loial față de El și pentru gloria Tatălui Său. Continuarea lucrării pe care a venit El să o facă implică și suferința pe care a îndurat-o. Urmarea lui Iisus înseamnă participarea la suferințele Lui. Atunci când Iisus ne cheamă să-L urmăm, pe aceasta pune El accentul. El știa că se îndreaptă spre cruce și El ne cere să facem la fel. De-a lungul întregii sale vieți și lucrări, El a planificat să meargă la Ierusalim ca să fie omorât. Și spune asta în Evanghelia după Luca, trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Așa că El și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și El a știut ce urma să se întâmple acolo. Totul a fost planificat de Tatăl Său când L-a trimis în lume. Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor care își vor bate joc de El. Îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile va învia. Dar acesta a fost planul cu cele mai mici detalii, precum acela că va fi scuipat. Acesta a fost planul vieții sale.
și el a știut că suferința lui va cădea de asemenea și peste cei ce îl vor urma. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Așa că ideea centrală și de neschimbat din porunca lui este să-l urmăm în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iisus pune accentul pe lepădarea de sine și pe purtarea crucii. El n-a murit ca să ne facă această viață ușoară sau prosperă. El a murit ca să îndepărteze orice obstacol din fața bucuriei noastre de a-i da multă valoare. Și El ne cheamă să-L urmăm în suferințele Lui. Deoarece această viață de suferință cu bucurie pentru Iisus arată că El este mai valoros decât toate răsplătirile pământești pentru care trăiește lumea. Dacă îl urmezi pe Iisus doar pentru că El îți face viața mai ușoară acum, pentru cei din lume acest fapt va fi ca și cum ai iubi tocmai lucrurile pe care ei le iubesc. Doar că în cazul tău Iisus este Cel ce ți le pune la dispoziție. Dar dacă suferi împreună cu Iisus pe calea iubirii, din cauza că El este comoara ta supremă, atunci lumea va vedea că inima ți este legată de un tezaur diferit de al lor. Iată de ce ne pretinde Iisus să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să-L urmăm. Bineînțeles că suferința este temporară. El nu ne cheamă la o suferință veșnică. De suferința veșnică ne-a scăpat. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Suferința pentru Iisus este temporară. Când Petru a zis, probabil cu un grăunte de autocompătimire, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Iisus i-a răspuns, fără să încurajeze autocompătimirea lui Petru. Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Cu alte cuvinte, nu există sacrificiu suprem în ce privește urmarea lui Iisus. Ci se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Răsplata voastră este mare în ceruri. Chiar înainte de a ajunge în cer, bucuria abundă de-a lungul drumului greu care trece prin moarte spre înviere. Nimic nu se poate compara cu bucuria de a umbla în lumină cu Iisus, spre deosebire de umblarea în întuneric. Iisus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Urmarea lui Iisus te duce într-adevăr prin suferință și moarte, dar calea e luminată de viață și de adevăr. Iisus a promis, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și acolo unde este prezent Iisus, este bucurie. Bucurie chiar și în durerea de acum, dar totuși bucurie. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Iată de ce rupturile cauzate de urmarea lui Iisus nu sunt devastatoare. Există rupturi în relațiile cu oamenii, în relația cu posesiunile noastre și în relația cu vocația noastră. Felul în care Iisus prezintă prețul urmării Lui în relația cu oamenii este șocant și spune, vină după mine și lasă morții să-și îngroape morții. Adică, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cu alte cuvinte, urmarea lui Iisus este o chestiune de extremă importanță, încât necesită comportamente care uneori le vor părea oamenilor ca fiind manifestări de ură. Acest fapt se vede limpede în alegerile agonizante pe care le fac misionarii atunci când își duc copiii mici în locuri primejdioase și când lasă în urmă părinți vârstnici, poate bine îngrijiți, dar pe care nu-i vor mai vedea niciodată în viață. Unii numesc asta lipsă de iubire. Dar Iisus are ochii ațintiți asupra națiunilor și a binelui lor suprem. A-L urma pe Iisus aduce, de asemenea, rupturi în relația noastră cu posesiunile. A fost odată un tânăr bogat care și-a iubit averea prea mult. Așa că Iisus a tăiat în inima lui idolatria cu porunca, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Dacă ceva stă în calea urmării lui Iisus, trebuie să ne debarasăm de acel lucru. Și asta nu-l privește doar pe acel om bogat, ci se aplică fiecăruia dintre noi.
oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spune Domnul Iisus. A renunța la ce ai nu înseamnă în mod necesar să vinzi tot ce ai. Iisus l-a lăudat pe Zacheu pentru că a dat jumătate din averea lui săracilor. Dar a renunța la toate înseamnă că tot ce avem este cu totul la dispoziția lui Iisus, pentru scopurile care îi plac lui, și că ceea ce avem nu trebuie niciodată să stea în calea supunerii radicale față de porunca de a-L iubi. Apoi, există o ruptură pe care o aduce urmarea lui Iisus în relația cu vocația noastră. Când Iisus i-a chemat pe cei 12 să-L urmeze, niciunul dintre ei nu era profesionist în ce privește urmarea lui Iisus. Erau pescari, vameși și așa mai departe. Aveau slujbe. Incredibil, dar s-a întâmplat cam așa. Când trecea pe acolo, Iisus a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pur și simplu, pentru cei mai mulți dintre noi, n-a fost chiar atât de simplu, dar se întâmplă. Și ți se poate întâmpla și ție. Nu ar trebui ca fiecare să-și lase slujba pentru a-L urma pe Iisus. Dar atunci când un om a vrut să-și părăsească localitatea natală și să-L urmeze pe Iisus, Iisus i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Cei mai mulți dintre noi ar trebui să stăm unde suntem și să-L urmăm pe Iisus în căile radicale ale iubirii statornice din poziția și în relațiile noastre. Dar nu toți. Pentru unii, a-L urma pe Iisus va însemna o ruptură riscantă față de propria vocație. Dar nu vă temeți să-L urmați departe de ceea ce vă este familiar. Iisus nu dorește să ne momească, să-L urmăm cu un fel de momeală și cu o undiță. El este absolut onest cu privire la preț. De fapt, El ne îndeamnă să socotim prețul. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotelile cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Sau care împărat care merge să se bată în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască? Lăsați ca această chemare de a-L urma pe Iisus să fie clară și onestă. Este costisitoare, dar merită. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Acesta este adevărul pur și simplu.